Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. Să vedem pentru început titlurile ediției. Încă în curs de reabilitare. În urma unor delapidări, centrul financiar Tudor Vianu s-a desființat. Uleiul de la Uniunea Europeană de negăsit. După vacanța de iarnă, elevii au revenit la cursuri. Anul trecut, mai multe angajate ale centrului financiar Tudor Vianu au delapidat instituția cu circa 4 miliarde de lei vechi. Instanța a decis că acestea nu reprezintă un pericol social, motiv pentru care sunt cercetate în stare de libertate. Culmea este că persoanele acuzate sunt încă angajate și au pe mână, după desființarea centrului, visteria liceului teoretic Tudor Vianu. Controlul Curții de Conturi, care a descoperit nenumărate nereguli, dar mai ales dispariția a 4 miliarde lei vechi de la centrul financiar Tudor Vianu, efectuat în toamna anului trecut, a dus la desființarea centrului abia la debutul anului acesta. Fapta celor trei contabile iubitoare de bani bugetari a fost considerată de magistrații giurgiuveni în afara pericolului public. Acestea controlează în prezent finanțele liceului, amenințând cu instanțele pe cei ce vor îndrăzni să le înlăture de la ciolan. Începând cu 1 ianuarie 2013, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, s-a hotărât desființarea Centrului Financiar Tudor Vianu. Centrul financiar care a funcționat până la 1 ianuarie în incinta Liceului Teoretic Tudor Vianu și având arondate 11 unități de învățământ. În cursul zilei de astăzi va avea loc un Consiliu de Administrație în care vom regândi reorganizarea compartimentului financiar-contabil, fiind obligați să dispunem concedierea a două dintre angajate, cea de-a treia, contabila șefă, așteptând decizia de pensionare. Având în vedere impactul negativ pe care l-a avut incidentul neplăcut care s-a petrecut în centrul financiar Tudor Vianu, suntem obligați să luăm anumite măsuri, pentru că oamenii și-au pierdut încrederea în cele trei angajate ale centrului financiar. Este vorba, în primul rând, de prestigiul unității de învățământ, de imaginea liceului nostru și de încrederea pierdută a colegilor noștri față de cele trei angajate. Dacă contabila șefă așteaptă liniștită pensionarea, celelalte două se pot încă înfrupta liniștite din banii publici. Decizia de astăzi a Consiliului de Administrație e hotărătoare. De peste 5 ani privim cum o clădire emblematică pentru Giurgiu se află în bătaia vântului din cauza unui proces între firma constructor și prefectura Giurgiu. Vorbim despre fostul sediu al prefecturii, care la această dată ar trebui să fie complet consolidat și reabilitat. Deși se lucrează la interioare pentru finalizarea lucrărilor, ar mai trebui câteva miliarde de lei bune. Lucrările de renovare la vechiul sediu al prefecturii Giurgiu au început în anul 2007. Firma care a câștigat licitația avea termenul de finalizare a lucrării până în anul 2009. Obligația contractuală nu a fost însă respectată de către firma contractoare și în acest moment sediul vechi al prefecturii se află tot în stadiul de șantier. De mai bine de 5 ani, vechea clădire a prefecturii se află în renovări. Firma care a câștigat licitația avea termenul de finalizare a lucrării până în anul 2009. Termenul nu a fost însă respectat. Chiar dacă în 2010 au fost făcute controle de către corpul de control al prim-ministrului, în vechea prefectură și astăzi bate vântul. În anul 2010 au fost efectuate anumite controle privind situația lucrărilor și calitatea acestora, verificări făcute chiar de corpul de control al primului ministru de atunci. La vechiul sediu al prefecturii, construcția a fost începută în anul 2007. S-a început această construcție cu un proiect făcut de Proiect Construct București. Firma care a câștigat licitația, firma de construcții care a câștigat licitația este Express Construct ANK. Stadiul lucrărilor este cam la 80%, revenind la întrebarea inițială, 80% din lucrare, adică s-au făcut lucrările de fundație până acum și de consolidare. Urmează lucrările de amenajare interioară, deci finisajele. Pentru finalizarea lucrărilor ar mai fi nevoie de 6 milioane de lei, iar actualul prefect speră ca anul acesta să se mute în casa nouă.
Mai multe amănunte despre acest subiect, dar și alte informații obținute de la Prefectura Giurgiu puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Noi continuăm știrile. Ședință extraordinară la Consiliul Local Giurgiu cu două puncte pe ordinea de zi. Unul, mărirea taxelor și impozitelor locale cu 16% și al doilea, micșorarea taxelor cu același procent. Deși lucrurile păreau clare, discuțiile în contradictoriu au fost și ele pe ordinea de zi. Cele mai multe între consilierii USL și primarul Nicolae Barbu. Conform unor decizii ale guvernului, autoritățile locale sunt obligate să majoreze cu 16% impozitele și taxele locale, dar în același timp lasă la latitudinea primarilor dacă păstrează sau nu această mărire. La Giurgiu, cele două chestiuni au fost supuse aprobării consilierilor locali într-o ședință extraordinară. Mai precis, un proiect de hotărâre a vizat majorarea taxelor și impozitelor cu 16%, așa cum cerea guvernul, iar un altul reducerea taxelor și impozitelor la nivelul actual, implicit la nivelul anului 2012. Și eu vă propun, prin aceste hotărâri care astăzi am venit în fața dumneavoastră, ca după ce aprobăm majorarea sau indexarea impozitelor și taxelor, că e o obligație, să le reducem cu același coeficient. La nivelul anului 2012. Deci facem o majorare prin actualizarea impozitelor și taxelor cu rata inflației și în hotărârea de Consiliu următoare venim și le scădem cu 16% și rămân la nivelul anului 2012. Chiar și cu aceste lămuriri au existat consilieri care tot s-au arătat nedumeriți, fie invocând faptul că nu au avut timp să se documenteze, fie reproșându-i directorului de la taxe și impozite un procentaj scăzut al încasărilor pe 2012. Spuneți-mi și mie, ce, când ați intrat în funcția de director, ce grad de colectare aveați la taxelor și impozitor? Păi, cum s-a modificat să nu când ați intrat dumneavoastră, care era gradul de colectare? Același. Deci de 3 luni de zile dumneavoastră ați făcut absolut nimic. Dar nu mai casat niciun bani. Da, păi interpretați așa... Păi, domnul director. Sau nu v-ați adaptat la situație? Nu v-ați acomodat cu funcția de director? Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Vă rog frumos. Eu nu intervin pe dumneavoastră, o să vă dau o... Domnul consilier, aș vrea să le adresați executivului, că e reprezint totuși, să le adresați întrebările punctual și vă vor răspunde. Credeți că dânsul nu se pricepe? Păi nu, dar pentru că deja încercați să intrați într-o polemică care nu știu. Nu, eu nu intru. Dar dânsul spune... Adică îi puneți întrebarea, încearcă să răspundeți, vreau să-i spuneți că... Prin răspunsul pe care mi l-am dat, se pare că de 3 luni de zile, domnul director n-a mai încasat nicio taxă și nici un impozit. Fiindcă a preluat funcția de director... Procentual. Vă rog frumos, domnul director, la următoarea ședință, în calitatea la mea de consilier, vreau să văd și eu situația încasărilor pe 2012. Într-un final, proiectul a fost votat în unanimitate, însă aceleași discuții au revenit la punctul cu numărul 2, acolo unde trebuia votată revenirea taxelor și impozitelor locale la nivelul actual. Vreau să spuneți acum dacă nu vreți să o aprobați pe care ați aprobat-o în septembrie. Nu este identic. Este doar un punct de vedere, domnul primar. Oricum, spune la vot. Nu, dar încercăm în cazul în care ele sunt la același nivel. Ce spuneți, vreau să crește cu 65. Este legi, este vot fiscal care este aprobat de 2-3 ani să tot discută de creșterea asta. Când ai 2-3, cred că de 2009 a apărut. Pentru că nici așa nu s-au lămurit, consilierii USL au cerut amânarea proiectului pentru ședința ordinară, fără a se gândi însă și la consecințe, suportate, bineînțeles, tot de giurgiuveni. Ce înseamnă dacă o amânăm? De mâine iau taxe mărit. În secunda 2. Că prima așa își produce efectul, al doilea nu-și mai produce. Deci eu de mâine anunț că le măresc cu 16%. Merg după asta, care ați aprobat-o. Deci spuneți-mi ce vreți să faceți. Eu nu vă înțeleg dintr-un singur punct de vedere. Dacă a fost aprobat în septembrie, au apărut altceva în modul dumneavoastră de gândire și de, eu știu, că doriți impozite și taxe mai mari în anul 2013 decât cele aprobate în septembrie, eu asta vreau să știu. Și atunci spuneți, domnule, aici vreau 0,25, aici vreau 1, dar oricum, gândiți-vă că nu pot sub 2012. Deci dacă aveți în plan să măriți anumite impozite, să măriți, deci față de hotărârea care o am aici, sau să micșorați mai puțin față de cea care este aprobată înainte, trebuie să spuneți acum, domnule, aici vreau să nu scădem cu 16%, vreau să scădem cu 5%, dar vreau gradual, punctual și supunem la vot.
Vocalul consilier local Ionel Dinu, deși părea să fi înțeles ce are de votat, și-a adus aminte de campania electorală și de promisiunile unor candidați vis-a-vis de viitorul municipiului Giurgiu, fără să-și dea seama probabil că se află într-o alianță, USL, unde nu prea dă bine la imagine să-ți ataci colegii. Primăria aceasta are bani să rezolve toate problemele. Sau dumneavoastră, în calitate de primar pe care o aveți, să rezolvați toate problemele care v-ați angajat în campania electorală față de cetățenii acestui municipiu și v-ați mai luat un angajament față de acești oameni ai municipiului Giurgiu, ieșind din campania electorală alături de domnul Floricel și de domnul Bădălău. De ce spun asta? Fiindcă ei și-au luat niște angajamente care țin de primărie și de Consiliul Local, domnul primar. Și nici de cum, de atributul pe care l-am în momentul de față, făcând parte din legislativul României. Ceea ce au promis parlamentarii de Giurgiu în numele primăriei, ei vor aduce bani pentru asta, să ce le facă. Deci este treaba dânșilor. Dacă au promis că vom face nu știu ce, ei, până la urmă, pentru asta sunt parlamentari, să se bată pentru circumscripția de unde au plecat și pentru care oamenii și-au pus girul. Este treaba dumnealor. Eu nu mi-am luat angajamentul lor că vor face foarte multe pentru județ și garantez eu pentru ei. Eu am zis că ceea ce ține de municipiu și de, eu știu, sursele financiare, se vor face. Și credeți-mă că se vor bate. Am ferma convingere, nu numai Floricel și Bădălău, și ceilalți parlamentari de Giurgiu, fiindcă ei sunt parlamentari ai circumscripției Giurgiu. Asta înseamnă, drept urmare, și parlamentarii ceilalți care sunt în teritoriu au venit și au cerut birou parlamentar în municipiu. Asta înseamnă că interesează și municipiul, doresc să ajute și municipiul. Partea bună din toată această ședință extraordinară a Consiliului Local este că cele două proiecte de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate, iar taxele și impozitele locale au rămas la același nivel ca anul trecut. Partea proastă este că, deși jumătate din consilieri sunt din USL, au ajuns să se îndoiască chiar și de hotărârile guvernului din care fac parte. Supărarea este a ta așa de mare, știi ce ai de făcut? A sunat clopoțelul. Aproape 38.000 de elevi din județul Giurgiu care frecventează învățământul preșcolar, gimnazial, liceal și post-liceal au reluat cursurile semestrului 2. Urmează o perioadă încărcată pentru cei care vor susține examenul de capacitate și cel de bacalaureat. Elevii au reluat cursurile după o vacanță de 3 săptămâni și au început cel de-al doilea semestru al anului școlar 2012-2013. După o vacanță lungă și plină de evenimente plăcute, cei mici se pare că au fost cei mai încântați. Te bucuri că te-ai întors la școală? Da, foarte mult, fiindcă îmi place foarte mult școala. Învățăm și facem și cifre de la 0 până la 10. Pentru că învățăm lucruri multe. Ce anume învățați voi aici? Să scriem, să citim. E mai bine în școală că învățăm și începem să învățăm litere și după aia putem să citim și alte chestii. Mă bucur foarte mult. De ce? Mi-a fost așa dor de școală să învăț, să citesc, să scriu. Te bucur că a început școala? Da, mă bucur. De ce? Pentru că mi-a fost dor. De cine? De colegi și de doamna învățătoare. Ce faceți voi la școală? Scriem, citim, socotim. Da, mă bucur foarte mult. Școala este cea mai frumoasă. Acest semestru se va încheia în 21 iunie pentru majoritatea elevilor, cu excepția celor din clasele terminale. În tot acest interval mai sunt programate o vacanță de primăvară, o săptămână cu activități extrașcolare, evaluarea națională și examenul de bacalaureat. Săptămâna 1-5 aprilie va fi dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare. Acestea se vor desfășura în cadrul programului numit Să știi mai multe, să fii mai bun. Program cunoscut anul trecut ca Săptămâna altfel. Începând cu 6 aprilie, elevii vor avea o vacanță de primăvară care durează până în 14 aprilie, cursurile urmând a fi reluate pe 15 și vor dura până în vară, mai exact pe 21 iunie. Vacanța de vară începe oficial în 22 iunie și se încheie în 15 septembrie. Tezele din semestrul al doilea al anului școlar se vor susține până la data de 25 mai. În ceea ce privește programul elevilor de clasa a 8-a, anul școlar are 36
de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35. În ultima săptămână se vor desfășura evaluările testelor naționale. Cursurile elevilor de clasa 8-a se vor finaliza pe 14 iunie. Probele examenului de maturitate sunt programate între 10 iunie și 5 iulie, când vor susține probele orale și scrise, iar rezultatele se vor afișa pe 12 iulie. Acțiune în forța polițiștilor de la rutieră. Din 10 ianuarie, aceștia, împreună cu lucrători ai Registrului Autoromân, i-au lapuricat toate mașinile din trafic. Un prim bilanț al acestor acțiuni nu sună deloc bine. Șoferii sunt prinși circulând pe șosele cu mașini cu defecțiuni tehnice sau fără actele necesare. Poliția rutieră Giurgiu se află în plină desfășurare a acțiunilor de control. De 4 zile, oamenii legii împreună cu cei de la Registrul Autoromân efectuează controle ce vizează starea tehnică a autovehiculului, cât și dacă mașinile sunt echipate cu anvelope de iarnă. Numărul șoferilor sancționați a crescut în ultima perioadă la 18. Desfășurăm împreună cu reprezentanți de la specialiști de la Registrul Autoromân și care are în vedere în mod prioritar autovehiculele matriculate în alte state, cu ocazia activităților pe care noi le vom derula, vom avea prioritar verificarea dacă autovehiculele, autoturismele sunt dotate cu anvelope de iarnă, vom verifica mecanismul de direcție, sistemul de frânare, instalația de iluminare, semnalizare. De când am început această acțiune, mai bine zis după 10, în cele 4 zile de derulare, numărul sancțiunilor contravenționale se ridică între 17-18 sancțiuni contravenționale și se încadrează la problemele pe care eu vă le-am spus înainte, pe care noi le urmărim. La controlele efectuate de polițiști au fost reținute permise de conducere pentru consumul de alcool și certificate de matriculare pentru nereguli la sistemul de frânare, cât și la cel de direcție. Șoferii care nu și-au echipat mașinile cu anvelope de iarnă nu au scăpat de vigilența poliției giurgiuvene. Această acțiune se va termina pe data de 20 ianuarie. Giurgiuvenii beneficiari ai alimentelor gratuite de la Uniunea Europeană nu vor primi ulei, așa cum s-a anunțat inițial. Lipsa prețiosului ingredient este un adevărat mister pentru autoritățile responsabile de la Giurgiu. La simpla întrebare de ce, reporterului TV Giurgiu i-a fost prezentat un document din care nu reiese mai nimic. La Direcția de Asistență Socială Giurgiu, importante cantități de alimente stau neridicate pentru că aprovizionarea cu cele 11 produse alimentare de bază s-a făcut cu o ritmicitate discutabilă. La nivelul municipiului, din cei aproape 7.000 de beneficiari ai acestor bunuri, doar mai puțin de 4.000 și-au ridicat drepturile. Directorul DAS, Viorica Bănescu, recunoaște lipsa unor produse din care uleiul nu a fost niciodată ridicat de persoanele în drept. Ajutoarele alimentare comunitare care se derulează prin programul PEAD 2012-2013, sosesc de la Consiliul din depozitele Consiliului Județean la Direcția de Asistență Socială pe măsura livrării acestora către beneficiarii noștri. În acest moment, din cele 11 produse pe care fiecare beneficiar are dreptul să le primească, nu avem în depozit decât 9 produse, lipsind în acest moment făina și uleiul. Directorul executiv al Consiliului Județean, Nicolae Sin, ne-a precizat că poate încheia la sfârșitul lunii distribuția alimentelor comunitare, însă fără cantitățile de ulei aferente. Mai puțin ulei, care nu a venit absolut deloc, făina nu a venit decât într-o cantitate care am putut să dăm numai la 16 localități din județul Giurgiu, în municipiul Giurgiu o parte și în celelalte localități, încă 15 localități. La data de 12 ianuarie am fost anunțați de către APIA că făina și uleiul nu vor mai sosi, nu vor mai veni, nu vor mai fi distribuite cetățenilor, persoanelor defavorizate. Explicația directorului executiv al Consiliului Județean se bazează pe o adresă din 12 ianuarie 2013, venită din partea Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură. Inexplicabil, respectiva instituție anunță Consiliul Județean că nu se livrează cantitățile de ulei cuprinse în Planul European de Furnizare a Alimentelor și recomandă celor îndrept să distribuie rapid alimentele existente. A crescut numărul copiilor ce pot fi adoptați, asta după ce în aprilie anul trecut a intrat în vigoare o nouă lege a adopțiilor. Noile proceduri permit ca un copil să poată fi adoptat fără a mai fi nevoie de consimțământul părinților dacă timp de un an nu l-au mai vizitat.
În cursul anului 2012, în județul Giurgiu au fost adoptați 10 copii, iar numărul copiilor care sunt declarați adoptabili este în creștere. Compartimentul adopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a solicitat în instanță deschiderea procedurii adopției pentru un număr de 18 copii. Totodată, 17 familii au fost atestate ca familii apte să adopte. Pentru a putea adopta un copil, o familie trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acea familie trebuie să aibă domiciliul pe raza județului Giurgiu. În afară de acest aspect, trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți, trebuie să nu aibă antecedente penale, apoi să aibă un loc de muncă, să aibă o locuință proprietate personală. În cazul în care nu este proprietate personală, se va obține o declarație din partea proprietarului că sunt de acord ca aceștia să crească în acel imobil un copil. Pentru a deveni aptă să adopte, o familie trebuie să prezinte copii legalizate ale actelor de stare civilă și de proprietate, caracterizări de la locul de muncă, adeverințe medicale de la medicul de familie și de la medicul psihiatru, adeverințe de venit, certificate de cazier judiciar și declarații notariale. Capacitatea familiei respective de a adopta va fi apoi evaluată. Nu se identifică un copil pentru familie, ci unui copil îi se caută o familie care să corespundă nevoilor copilului. În momentul de față, potrivirea este inițiată de Oficiul Român pentru Adopții. Cei care sunt hotărâți să adopte un copil trebuie să aștepte câteva luni până la finalizarea procedurii de adopție. Asta pentru că toate etapele necesare parcurgerii acestei proceduri sunt foarte importante. Vala Negru rămâne în continuare un fenomen prezent la nivel local și județean. Dovadă, sancțiunile aplicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă societăților la care au fost depistate oameni fără forme legale. Numai anul trecut au fost surprinse lucrând la negru 93 de persoane. Comisiile de control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă au depistat 93 de persoane, din care 32 femei, lucrând fără forme legale. Numărul angajatorilor sancționați în 2012 pentru muncă la negru a fost de 58 față de aproape 180 în 2011. Totalul amenzilor aplicate de inspectorii ITM a atins 790.000 de lei. În cursul anului trecut au fost depistate un număr de angajatori sancționați pentru munca fără forme legale, în număr de 56, față de raportat la anul trecut, unde au fost 75. În 2012, două societăți comerciale s-au ales cu dosar la parchet pentru deținerea a mai mult de 5 persoane fără contract de muncă. Două societăți care au folosit munca la negru au fost înaintate dosarele acestora către parchet, deoarece au folosit mai mult de 5 persoane la munca la negru. Muncă fără forme legale au depistat cei de la ITM la societăți cu domenii de activitate în transport, agricultură, prestări de servicii, construcții și alimentație publică. Să știi mai multe, să fii mai bun, este noua denumire sub care se va desfășura programul de activități educative și extracurriculare cunoscut elevilor și cadrelor didactice sub denumirea de școală altfel. Programul include activități culturale, sportive, de educație sau de promovare a valorilor umanitare. Săptămâna 1-5 aprilie va fi dedicată activităților educative în cadrul programului Să știi mai multe, să fii mai bun. În această săptămână nu se vor face cursuri, ci un alt fel de activități extrașcolare. Activitățile se vor desfășura în urma unor propuneri și proiecte adoptate în cadrul fiecărui consiliu profesoral și vor fi adoptate de Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ până la data de 15 februarie. Față de anul trecut, anul acesta apare programul Să știi mai multe, să fii mai bun, care se va desfășura în perioada 1-5 aprilie 2013 și va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari, elevi și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari și elevi, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculum național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate în contexte non-formale.
Tipurile de activități ce pot fi organizate în cadrul programului Să știi mai multe, să fii mai bun pot fi activități culturale, tehnico-științifice, sportive și de educație și promovarea valorilor umane, activități de educație sanitară și un stil de viață sănătos, ecologie și protecția mediului. La sfârșitul anului școlar, activitățile desfășurate vor fi premiate la nivelul unității de învățământ cu sprijinul autorităților locale și al partenerilor educaționali. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind puse în catalog. Prin aceste activități, școlile vor participa la o reală competiție, în urma căreia programul își va desemna câștigătorii. CSS Giurgiu a învins echipa BC Timba Timișoara într-un meci contând pentru a 17-a etapă a sezonului regulat a Ligii Naționale de Basket Masculin. Gazdele au obținut astfel o victorie importantă în fața unei formații contracandidate. CSS Giurgiu a câștigat sâmbătă meciul împotriva formației BC Timba Timișoara. Lupi și-a pus în valoare mai bine jucătorii americani, astfel că Melvin, Petri și Burel au fost principalii marcatori. Gazdele au început bine și, profitând de avantajul terenului propriu, au condus jocul în primele 10 minute. Timba a ținut strâns, iar după sfertul întâi, gazdele aveau 6 puncte avans. Timișorenii au pus în practică apărarea agresivă în sfertul al doilea și au fost mai preciși în atac, astfel că oaspeții au recuperat cartul din primul sfert și au intrat la cabine cu un avantaj de 1 punct, 36-37. Sfertul 3 a fost cel mai echilibrat al meciului. S-a greșit de o parte și de alta, iar lupta s-a dat pentru fiecare minge. Trioul Giurgiului și-a făcut datoria în timp ce Timba a supraviețuit prin Horton și Johnson, dar și prin recuperările lui Brown. A fost 19-17 și se juca totul. În ultimele 10 minute însă pe teren a fost o singură echipă. Giurgiu a fost mai lucid în timp ce Timba a obosit, la fel ca și în alte jocuri. Pase greșite și o apărare rarefiată, dar și lipsa de soluții în atac. Oaspeții au mai marcat doar 10 puncte, în timp ce Giurgiu a adus pe tabelă 17 puncte. Pentru CSS Giurgiu, Marcus Melvin a marcat 20 de puncte și a recuperat de 4 ori, iar Burel și Petri au înscris fiecare câte 16 puncte. În replică, Horton a avut 17 puncte, 5 recuperări, 4 asisturi, în timp ce Johnson a terminat cu 16 puncte și 6 recuperări. În urma acestei victorii, CSS Giurgiu își mărește avansul față de Timba și acumulează 23 de puncte, ocupând locul 12 în clasament. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se încheie aici. Rămâneți alături de noi imediat după jurnal. Puteți urmări o ediție specială, iar de la 19:30 de minute vă așteaptă Mihai Dândăreanu la emisiunea Sport Arena. Invitați sunt profesorul de înot Carmen Sima, dar și câțiva dintre cei mai buni copii giurgiuveni la acest sport. Sunt Nicoleta Pană, rămâneți cu TV Giurgiu. În prima jumătate a săptămânii, vremea intră într-un proces de încălzire. În sud, cerul va fi acoperit și local se va semna la ceață, asociată cu burniță sau fulguiel. Luni-noapte, la Giurgiu, cerul va fi parțial noros, iar temperatura maximă va fi de minus 1 grad Celsius. La Bolintin, Vale și Mihăileș se va înregistra minus 1 grad. Marți, temperatura aerului va continua să crească. În sudul țării va fi ceață, asociată izolat cu burnițe sau ploi slabe. Vor fi condiții de polei. Marți la Giurgiu termometrele vor indica 7 grade cu plus. La Bolintin Vale vor fi 3 grade, iar la Mihăilești 2 grade Celsius. Tendința apelor Dunării este în creștere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă fiind 205 centimetri. Temperatura apei este de 2,4 grade Celsius.